Cu doar 50 de ani în urmă, în după amiaza zilei de 7 ianuarie 1970, la ora 13.01, se încheiau cele 80 de zbori ale unei aeronave Tarom, care făcuse un ocol în jurul lumii. În anul 1969 eram la IPTANA, Institutul de Proiectări Transporturi Autonavale Aeriene, și din 1965 l-am cunoscut pe Alexandru Danilopoulou, un mare patriot, un mare român. În 1969, acest domn Alexandru Danilopoulou era șef de sector presă Tarom și membru în Asociația Internațională a Istoricilor de Aviație. Dar m-a anunțat cu o singură zi înainte de eveniment și n-am mai avut timp să fac niște plicuri care ar fi fost acum niște piese deosebite. Vă dați seama un pic care să circule în jurul lumii. Aeropostal, bineînțeles. S-a întâmplat asta mai târziu, în 81, cu ocazia împlinirea 75 de ani de la zborul lui Traian Vuia. Și atunci, pe ziua de 11 decembrie, la ora 12, am fost prezent și primul lucru care l-am aflat, că avionul va pleca cu cele patru echipaje conduse de Ioan Alexandru, Ioan Drăgănescu, Ionel Gavrilă, Stelian Bănică, bineînțeles, conducerea alternativă, vor pleca la ora 13 și spun lui Sandu, măi Sandu, chiar la 13 n-ați nimerit-o și voi mai încolo, mai încoace. Nu știu ce a făcut, ce n-a făcut și s-a anunțat jos în aerogara Băneasa, avionul va decola la ora 13.01. De asta, peste tot, am ținut să marchez acest eveniment, care a fost tot 13.01 și la sosirea lor, peste 27 de zile, deși ajunseseră deasupra Bănesei cu vreo 10 minute, un sfert de oră. Dar s-au mai învârtit puțin să-mi vadă ce mai e prin România și au aterizat la 13.01. Putem să ne adresăm amintirii acestor oameni ca unor revoluționari, unor eroi în esența lor, pentru că s-au aventurat în așa ceva. Aduceți-vă aminte că probabil cea mai mare aventură pe care a trăit-o aviația mondială a fost al lui Lindbergh, când a traversat cu un avion oarecare oceanul și când a nimerit chiar Europa. Ba mai mult, a nimerit chiar Parisul. Ceea ce spune foarte mult despre câtă încredere au avut unii oameni în tehnologia de la vremea respectivă. Așa și cu acest IL-18, pe care, între altele, eu l-am zburat o vreme și mie mi s-a părut cel mai frumos și cel mai bun avion pe care am apucat să zbor și care nu era destinat pentru așa ceva. Deși atunci când l-au construit rușii au zis că da, el este un lung curier. Era un lung curier în anumite condiții, adică cu multe escale. Ăsta este și motivul pentru care faptul că echipajele au plecat într-o versiune complexă, adică mai multe echipaje pe același zbor, că au făcut mai multe aterizări, chiar dacă ele au fost comandate de organizația turistică, apărea o nevoie fundamentală, aia care era legată de performanța și posibilitățile avionului. Avionul nu putea mai mult. Așa era el destinat să zboare 8 ore și să aterizeze. Iar 8 ore însemnau 4.000 și ceva, aproape 5.000 de kilometri, care nu sunt nici mulți, dar nu sunt nici puțini pentru zilele noastre. Dacă iubești foarte tare aviația, nu poți să nu trăiești emoția asta până când mori. Ce mi-aș dori, eu când trec prin zona aeroportului și un avion vine la aterizare, sunt în mașină, conduc și în secunda următoare eu simt presiunea pe care o simțeam când aterizam și când eram în strapontina mea de lângă geam. Asta înseamnă să fii pasionat de aviație. Ce aș vrea să vă rog pe toți cei care astăzi
veți transmite ce e aici este să o faceți cu sufletul, nu doar cu profesionalismul. Pentru că dacă în aviație nu pui suflet, povestea nu merge mai departe. Sunt primul însoțitor de bord al companiei Tarom. Înaintea mea zburau toate cursele speciale cu membrii Comitetului Central, cu președintele, cu guvernul, sovietici, piloți și stewardeze. Venind la conducerea Taromului, Traian Rogojan, care a lucrat cu mine și eu am lucrat cu el la minister, mi-a spus: Ioane, vezi că te fac aviator. Bine, domnule, fă-mă. Și știa că m-am născut pentru aviație, trăiesc prin aviație și sfârșitul tot până aviație o să fie. Îți mai amintești iubirea mea, când ne-am întâlnit cu dragostea, păsări albe-n zbori se legănau, zmei de carton se ridicau, începeam să văd ce nu vedeam, începeam să știu ce nu știam.